Hai, noroc, băieți, bine v-am găsit la un nou episod de pe acest canal, un episod în care vreau să vă prezint serverul rpgcrown.ro. Alături de mine în conferință l-am pe unul acestui server, salut! Salut! Așa, băieții, serverul ăsta are un sistem bombă rău de tot, are un sistem de CSGO foarte, foarte realistic, să zic așa, e exact CSGO, doar numai că e pe SAMP și chiar vreau să vă arăt, am cam uitat unde e arena. Imediat să ajunge la arenă. Parcă prin zona aici. Gata. Am știut. Imediat am ajuns. Veniți aici frumos, aveți nevoie de licența de arme. By the way, voiam să vă zic că ați intrat la început, dacă intrați, vă dă 25 de milioane, parcă, nu? 25 de milioane și level 4. Da. Acum scrieți slash vote map să votați mapa. Și o să votez dați 2 pentru că îmi place rău de tot. By the way, băieții, voiam să vă zic că deschiderea acestui server este pe data de 13.10.2017 la ora 18, adică astăzi când vedeți voi video-ul ăsta, vineri, la ora 6. Da, zile la băieți, că alegeți lideri, helperi. Alegem helper, lideri. Mai întâi trebuie să aștept o zi, două, să vedem. Băi, da, după câteva zile ca să... Da, știu ce zici. Așa mi se pare și normal. Și nu cred că contează foarte mult vârsta pe care o aveți. Probabil dacă aveți sub 10 ani, nu știu dacă puteți lua chiar așa ușor. Mai întâi trebuie să vi se testeze mentalitatea. Dacă sunteți băieți ok, eu cred că puteți lua. Am înțeles. Deci ca să cumpărați arme, apăsați pe N sau pe Y, pe N, dar numai că n-ai bani. Știi că la început pe CSGO n-ai bani. Vezi că aici vă arată câte gloanțe ai, câtă viață ai, câtă armură, timpul și aici e scorul. Și aici sub hartă sunt banii. Go, go, go. Hai că a început, rajbi. Vedeți exact ca pe CSGO. Aici te duci, încolo te duci în A, aici e midu și pe aici te duci în B. Deci exact ca pe CSGO. Aici trebuia să fie tunnel-ul, bine, n-ai cum să recrezi. Ba da, uite că a recreat aproape la fel. Pe CSGO normal, intrare e pe aici. E pe mijloc, nu e prin dreapta, dar n-ai cum să faci 1-1. Oricum e blană rău de tot. Noi trebuie să mergem să plantăm bomba. După cum vedeți acolo în dreapta sus, sunt silver 1. Am un kill și un death. Băi, ți plantează acum repede bomba. Aici se plantează bomba. E la mine bomba? Nu cred că e la mine. Apare în spate o mie bomba. A, uite bomba. Ai plantat-o? Cred că e plantat aici. Da. Ea n-a scris? Nu știu cu cine se bate, probabil trebuie să-l ajut. Să-mi ziceți băieți ce părere aveți de sistemul ăsta de CSGO. Mai ales cu harta asta DAS2. Cred că toată lumea știe harta DAS2. Chiar dacă nu joci CSGO sau n-ai jucat niciodată, trebuie să știi măcar de pe CS16. Acum trebuie să așteptăm adversarii să le-o dăm. Ținem bomba, cum s-a zice, uite-l. Am crezut că l-am luat, nu știu de ce am... l-am luat, hai că e bine. Ah, gata, am câștigat. Hai că a fost easy runda asta. Acum ne putem cumpăra cam 3K. Apăsăm pe N. 3K400, nu pot să-mi iau și AK și armură, ia. Rifle. M4, poți să-ți cumpere M4 la Tero, mișto. Ne-am luat AK, hai să vedem ce să ne mai luăm. N-avem ce să ne mai luăm, mergem cu AK-ul. Eu am bomba, o să vedeți că o să plantez bomba. De pe minimap, apasă tasta Y. Ca să plantez bomba trebuie să apăs Y. Ăsta e lungul, dacă nu știți. O să mai joc cu rândă și după aia trecem să prezentăm și... restul chestiilor mișto de pe server, pentru că serverul ăsta chiar are câteva lucruri super, super mișto. Aici e CT-ul. Doamne, îmi face poftă de counter să mor eu. Merg frumos aici. Țin apăsat Y. Am plantat bomba, e bine. Și acum trebuie să o țin, să nu-i dea defuse. Mi s-a părut că a tras cineva. Sau nu? Probabil dacă câștigi un match îți dă rank up, cred. Dar nu știu unde-s băieții.
Nu, să faci kill-uri. A, e la kill-uri, am înțeles. Bă, e bine și așa. E nasol că nu e ca pe Counter, gen Samp, e imposibil. E din game mode, din game mode GTA San Andreasului. Că dacă dai în cap, dacă îi dai în cap, nu ia mai mult damage. Asta nu-mi place pe Samp. Așa e? Așa e. Oamenii le-ai trage același. N-ai ce să-i faci. Așa e frumos, tăteai cu la one tap, pac, pac. By the way, băieții, mod pe costa l-aveți în descriere. Vă că ăștia de la Counter nu se arată și... Aha, a explodat bomba, deci tot am câștigat. E bine. Hai să dau leave arena. Am ieșit. O să mergem acum să vă arăt un sistem de minesweeper la casino. Să te duci la casino sau lasă că mă duc eu. Ca să nu pierdem foarte mult timp. Casino e în LV. Totul se petrece în Los Santos. A, deci e harta pe Los Santos, am înțeles. Serverul are 200 de sloturi, deci eu zic că e perfect. Perfect pentru voi și prietenii voștri și toată lumea. Dar nu știu unde, nu știu exact unde e casinoul. Să-mi dai get. Mamă, ce bagură. Hai să dau și un factions. Uite că am primit, sunt admin. Mi-a dat admin ca să testez. Cam astea sunt facțiunile. Bă, destule facțiuni pentru, ia. Stop. Fly. Așa. Intrăm frumos în casino. Scriem mine. Cred că mulți dintre voi știți cum e Minesweeper-ul. Era un joc pe calculator când eram noi mici. Tot Minesweeper, dar numai că nu era pe bani. Hai să băgăm aici bet amount. Hai să punem 50 de K. Așa, după aceea dăm start new game. Deci 3 mine și noi trebuie să apăsăm pe lângă ele ca să luăm mai mulți bani. Bun, bun. Eu dau mult pe aici. Poate n-am noroc. A, exact pe mine am dat, am înțeles. Făcusem 60 de K. Bă, ești nebun? Hai să punem 6 mine, să fie mai greu. Punem tot 50. Da, mă, nu, că plec mai bine, că e groță, că e mai mare. Stai că am pus prea mult. 50 de K. Start. Am luat. Mi-a dat 16 K. Aoleu, nu poți să scoți un ban să treci tu. Mai poți juca peste așa, deci ai și un mic delay ca să nu poți să spamezi. Să te duci la fi să-mi dai get ca să nu pierdem prea mult timp până mai joc eu o rundă. 50 de mii. Să vă prezentăm și sistemul de fapt jobul fish de pe acest server. Bun, 49 de K, aproape ne-am dublat banii. 66 K, cash out. Gata, am făcut profit. Dăm aici pe X și ne ducem goto. Ce ai de ai? 1? 2. Așa. Am deja jobul, de dacă vreți și voi jobul, dați aici get job. După aia veniți frumos aici și scrieți, intrați în magazin ca să vă luați undiță. Pentru că aveți nevoie de undiță și de momeală, scrieți buy. Undiță și momeală. După aia veniți frumos. Acest bostan pe server este un eveniment activ. Cu bostani. Aveți nevoie de un rucsac ca să-l faceți. Vă las pe voi să descoperiți. Aci că n-am job. Quit job get. Aș. Test work. Nu ai momeală, aoleu, dar de ce mi s-au resetat toate astea? Se resetează mereu? Am înțeles. Dacă știam, cumpăram eu din prima. Bai. Momeală. Păi e bine oarecum, să zicem că le-ai lăsat acasă. Da. Work. O să dau aici fish. Trebuie neapărat să fii în barcă și ai nevoie de licență de barcă. Sunt curios ce pe ăștia o să prind. La fiecare level up primește random. Ce primești? 7 kg, aoleu. Puncte premium? Cumpărat din job. Am înțeles. Să te duci la dealership ca să le prezentăm băieților și dealership-ul. Să-mi dai get. Deci ați dat fish, după aia dați top work și intrați frumos în checkpoint și gata munca. După aia vă duceți la 24x7 și vindeți peștele. Pe un pește de 8K vă dă undeva la... De 8 kg vă dă undeva la 8K. Deci eu zic că e ok. Poți să pescuiești mai mulți pești odată sau doar câte unul? Câte unul. A, am înțeles.
cu o tot 2. Ai ajuns? Bun, cam ăsta ar fi dealership-ul. Bă, nu prea mai văzut dealership poziționat aici. Buy car. A, e ăla. Poți să-l și testezi, poți să cumperi modelul, poți să-i schimbi culoarea. Hai să vedem cât costă un inference pentru că vă interesează. Mamă, poți să-ți cumperi Shamal 300 de KK, 400. Da, am scos. Și barcă. Bă, îmi plac serverele unde poți să-ți cumperi 70 KK ăsta. Cât e Infernusul? 100. A, e un preț ok, eu zic, mai ales că văd 25 de milioane la început. Da. Băieții, cred că cam atât cu această prezentare. Eu am fost Radu, v-am zis, deschiderea astăzi la ora 18, vă așteptăm pe server. Baftă la CSGO, ce pot să zic. Hai, pa!